Da, mulțumesc. În weekend avem un eveniment special pentru cei care vor să alerge și nu orice fel de alergare, e vorba de alergarea de la munte. Semi-maratonul de la Brașov e deja o poveste super cunoscută între alergători, dar vrem să atragem și oameni care poate n-au alergat niciodată un semi-maraton. Din motivul ăsta am adus pe o parte din organizatori. Marc Covaci este colegul meu de la pădure. El a venit cu Andra Cărăușu, șefa voluntarilor. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Marc, sâmbătă, ora și cu ce mă îmbrac? Sâmbătă la ora 12 dăm startul competiției. La ora 8 se predau kiturile, respectiv cei care s-au înscris trebuie să fie acolo la ora 8 să-și preia kitul de participare. Și la ora 12 este startul? La ora 12 este startul. De unde se pleacă și unde se ajunge? Startul este, corespunde cu finish-ul. Startul se dă în Piața Unirii din Brașov. Este o piață care a fost renovată complet în 2011, foarte populară între brașoveni și turiști, datorită proximității Bisericii Sfântul Nicolae, Muzeului Primei Școli Românești. Este o zonă veche a Brașovului care arată foarte bine. Și un loc cu încărcătură. Dacă nu poți alerga 20 de kilometri, te poți înscrie la curse mai populare, cum se zice. Ce alte opțiuni mai sunt? Anul ăsta am introdus și cursa populară, o cursă care are 4 km. Se adresează celor care tocmai acum încep alergarea, să zicem, și așa, asta a fost intenția, de a duce progresiv către cursa de 20 de kilometri pe cei care de-abia încep alergarea. Asta înseamnă că dacă te ține sau nu te ține, important e să fii acolo și să iei startul. Până la final mai vedem. Se urcă destul de mult, există diferență de nivel, este? Există diferență de nivel, da. În jur de 600 de metri e diferența de nivel. Arată foarte bine traseul, mi-au plăcut imaginele. Avem imagini din anii trecuți. Mi-au plăcut întotdeauna imaginele de la voi. Vedeți fiecare în ritmul lui, fiecare în poziția lui. Așa e la alergare, ca la bicicletă. Nu contează foarte tare pe ce loc ai ajuns dacă nu ești în primii trei. Important e să termini. Andra, bună dimineața! Bună dimineața! Cum adică ești șefa voluntarilor? Păi nici n-ai cum să-i coordonezi, că dacă sunt voluntari, ei nu iau bani. Deci din ce să le tragi toată treaba? Adevărul e că nu iau bani, dar au foarte mult entuziasm și le place foarte mult ceea ce fac. Și asta îi face destul de ușor de coordonat, dacă îți place să faci asta, desigur. La ultimul semimaraton la care am fost, am dat de amicul nostru Sam, cu care lucrez pe niște super campanii pentru mega companii din România, care el are un business al lui. E unul din oamenii publicității din România. E, el e voluntar la maraton și la semi-maraton. Nu știu ce, nu știu de ce stă în frig, nu treaba voastră, nu știu ce faceți. Ce face un voluntar la semi-maratonul Brașovului? Depinde foarte mult unde e repartizat. Sunt voluntari care sunt pe traseu și care să aibă grijă să încurajeze alergătorii, să le ridice moralul și să fie acolo lângă ei când simt că poate au obosit sau nu pot să continue cursa. Sunt voluntari care vor fi la înscrieri, care o să ajute la predarea kiturilor. Sunt voluntari care o să fie la sosire, care o să întâmpine alergătorii și o să-i aplaude, care o să le dea medaliile. Deci pur și simplu depinde unde și-au dorit să fie și unde se simte cel mai bine și cel mai confortabil ca și poziție. Ești studentă? Nu, sunt elevă în clasa a 12-a. Da, și vorbești așa coerent? Oarecum, sunt și ambasador al Forumului Tinerilor din România, sunt senior în Consiliul Elevilor, deci să zicem ai avut că WhatsApp târziu, nu ți-ai instalat la WhatsApp? Foarte târziu, acum vreo lună, două, ceva de ce. Abia aștept să ne vedem sâmbătă. Marc, pentru cei care se bat acolo sus, există și premii? Da, există și premii. Fondul de premiere se situează undeva în jurul sumei de 5.000 de euro. Premiile, bineînțeles că sunt împărțite pe categorii. Primii vor cumula și premiile de la categoria Open și premiul de la categoria de vârstă. Adică cei mai buni iau cei mai mare. Exact. Site-ul semimaratonului știu că e destul de interesant. E chiar semimaraton.ro. Semimaraton.ro. Cât de tare corect. Să furi tu site-ul ăsta să fie numele vostru. Bun, ne vedem așadar sâmbătă. Nu trebuie să fii din Brașov ca să alergi la Brașov. Atenție mare. Sâmbătă ora 8 pentru recepția kiturilor. Și ce e în kit? Kitul cuprinde tricoul concursului, tricoul pe care ți l-am adus. E tricoul de anul trecut, tricourile de acum încă nu le avem gata. Așa. O să fie gata săptămâna asta. O să fie gata sâmbătă dimineața, știm cum e la curse, da?
Mulțumesc. Deci există un tricou înăuntru. Ia uzi. Ne-am gândit că dacă încă n-ai avut timp să te înscrii, te primim ca și participant special și poți să ai tricou de pe acum. Mulțumesc. Ne vedem așadar sâmbătă, baftă cu tinerii. Mulțumim frumos. Marc, să aveți baftă de vreme bună. Mulțumim. O să-ți las un tricou și pentru colegul tău și ne da, vedem sâmbătă. Tot eu o să dorm în el, e nicio problemă. Sare tricouri de la toate competițiile, la una n-a fost. Mulțumim, ne vedem pe internet, să aveți baftă sâmbătă. Răzvan?